ce să vorbim. Deci cu antrenor. O să punem antrenor. O să vedem, să-l invităm pe Burcher să îi spună la antrenor ce jucători au voie să joace. O să-l punem pe Burcher acum, dacă îți facă schimbările. Poate îi faceți ofertă la Burcher să vină în sfârșit. Ați văzut la un nume ceva la antrenor? Nu știu, aveți nume ceva? Variante? Bă, cred că nu știu, azi. Nu, e, o să fie străin. Cipriotul, până la urmă? Cred că da, nu știu, să vedem. O să fie un antrenor, iar asta cu ce spuneai, că domne, că vin ei să facă, să controleze, eu le transmit să-și pună pofta în cui, că nu poți vine la mine în curte cu mandat de la procuror. Are mandat de la judecător și să caut la mine în curte. Astea tâmpările lor care le cred că domnul o să merge să facem... Păi ce să merge să faci? Ce să merge? Păi poate eu pun un antrenor, un Ferguson, care omul stă pe scaun și doar dirigează. Și care te-a dat? Acum ce ne înveți? Ce să mergem pe stare, ce să mâncăm, ce să bem? Poate ne învață Burcher, ce să mâncăm, că n-au voie jucătorii ce să mănânce pește și să mănânce carne de porc. O să pune și antrenor și cu asta am asta. Șut nu a fost nici măcar în lot, nici la Națională. Da. A fost în excursie? A fost în excursie la Națională? Păi e bine, a fost convocat, e bine. Auzi, nu mai vreau să stau eu să... Hai să-și facă fiecare treaba lui acolo unde este el. Este el, e de acolo la echipa națională, nu o să-și o facă el. Înainte aveam patimă, că nu știu ce, că făceam eu. Nu mai vreau acum, de ce să critic oameni? Cu ăsta cu Burchelan, pentru că e o brăznicie. Ceea ce face, adică, bă, bun, sunt și eu cu minte, sunt bun, bun. Bă, dar asta chiar nu suport. Pe banii mei vii să-mi faci legi. Nu suport asta. Adică banii mei care eu bag, risc, bani, milioane de euro. Vii să faci tu, bă, tu faci milioane tăi, dar tu îți faci așa că vreau eu, așa că vreau eu, sau nu știu cine, sau Burcher, sau Burleanu, sau cine fie. A, nu suport asta. Bă, cum faceți loc, voi, luați, faceți voi fotbal și gata. Mă retrag eu și cu asta voastră, nu? Nu că să fac așa ca voi, că n-am făcut în viața mea, cum fac acum la 65 de ani.